7 universități eșene și-au arătat suportul pentru transformarea Iașului în capitală culturală europeană prin semnarea unui protocol de colaborare. Este un pas foarte important, susține mediul academic, mai ales că universitățile din Iași vor fi parteneri strategici pentru derularea proiectului Iași 2021. Semnarea documentului a avut loc în prezența primarului interimar Mihai Chirica, a președintelui interimar al Consiliului Județean Iași Vasile Lupu și a membrilor Consiliului Director al Fundației Iași Capitală Culturală Europeană. În cursul săptămânii viitoare vom depune dosarul la Ministerul Culturii, dosarul de candidatură și, desigur, avem toată speranța că va fi acceptat în rândul celor trei orașe. La această întâlnire au fost prezenți rectorii și prorectorii atât ai Universității de Stat cât și ai celor private. Universitatea Apolonia din Iași, alături de celelalte universități, felicită eforturile autorităților ieșene pentru sprijinirea acestui proiect și, de asemenea, dorim să vă asigurăm că Universitatea Apolonia din Iași își va acorda tot sprijinul în realizarea acestui proiect și, de asemenea, dorim să mulțumim autorităților ieșene pentru încredere și să spunem că suntem onorați de această colaborare. Documentul semnat va fi anexat la dosarul de candidatură, după care va fi evaluat Iașul în competiția din cadrul acțiunii Capitală Europeană a Culturii. Reprezentanții mediului academic privat s-au arătat încântați de deschiderea primăriei Iași spre mediul academic. Iașul, de altfel, pe lângă tradiția sa culturală istorică, în modernitatea noastră românească, nu se revendică de la faptul de a avea prima universitate din România, așa încât eforturile academicilor în general, ale universitarilor în particular, și aici vorbesc nu doar de profesori, ci și de comunitățile academice, care includ, evident, studenții și absolvenții, reprezintă un pol important pentru ca Iașul să amprenteze locul său pe harta culturală a Europei. Nu toți cei prezenți la semnarea protocolului s-au arătat convinși că Iașul va câștiga cursa pentru titlul de capitală culturală europeană. Prorectorul Universității, Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Iacob, a menționat că Iașul s-a trezit târziu pentru a avea o șansă la un astfel de titlu. Părerea a fost împărtășită și de reprezentantul Universității de Arte, George Enescu din Iași. Dacă în timpul care îl mai avem nu se face un efort deosebit, nu avem nicio șansă. Îmi pare rău că o spun așa, deschis. Adică trebuie făcut un efort foarte mare, nu să căutăm după aceea scuze. Tot săptămâna aceasta se va semna și protocolul de colaborare între partidele politice din județul Iași, aspect ce susține proiectul Iași 2021, Capitala Europeană a Culturii. Acțiunea Uniunii Europene, Capitala Europeană ale Culturii, este considerată una de natură să schimbe cu totul viața unui oraș și să-i marcheze viitorul.